Orice infecție respiratorie are o consecință asupra aparatului respirator. De aceea sunt foarte mulți oameni care, de exemplu, în jur de 35-40 de ani, vin la pneumolog pentru că tușesc, expectorează. La investigația numită CT toracic se văd ușor așa numitele bronșectazii. Bronșectaziile sunt niște dilatații ale bronhilor în care peretele bronhilor este deformat. Bronhile arată precum șoselele noastre pline de gropi, adică sunt niște adâncituri în care se acumulează mucus și atunci persoana respectivă este predispusă la a face mai frecvent infecții respiratorii. Mult mai frecvent decât o persoană care are toate structurile aparatului respirator normale, apare un cerc vicios. De ce însă unii dintre noi răcesc mai des și fac forme mai severe? Virusul respirator intrat în mucoasa nasului întâlnește mucusul, dar și imunoglobuline A. Fac parte din imunitatea născută. Dacă avem o imunitate născută, la nivelul mucoaselor, de exemplu, sau putem să, dacă sunt foarte eficiente aceste mecanisme, și așa putem fi scutiți de îmbolnăvire, fără să știm că ne-am întâlnit cu un anume agent infecțios. Virusurile, dacă trec de prima barieră, intră în celule și se multiplică. Celula infectată, ea însăși, în afară de alte celule ale sistemului imunitar care pot să producă interferon, celula infectată ea însăși produce interferon și în felul acesta protejează celulele învecinate, le induce o stare numită antivirală. Dacă aveți o boală autoimună, e posibil să dezvoltați anticorpi antiinterferon, așadar infecțiile vor avea forme severe. Al doilea tip de imunitate celulară intră în luptă. Aceasta ne face să credem că ne-am vindecat singuri de o răceală în 7 zile. Complicatele procese imunitare sunt reglate de vitamina D și de mișcare. Iată cum. Celulele musculare produc o interleuchină 6, o miochină, și această miochină reduce inflamația, are efect anti-inflamator. Trebuie să avem activitate fizică pentru această apărare anti-infecțioasă și reducerea fondului inflamator.